Sighetul de azi dezbate tot ce contează. Sunteți hotărât să candidat chiar și pentru primăria municipiului Baia Mare? Din punctul meu de vedere, oricare din cele patru variante este posibil, dar nu pot să, până în 2016 să mai schimbă multe. Primul mandat probabil este mai ușor de obținut și mai greu de exercitat. Un mandat subsecvent, ulterior, poate să fie mai ușor de exercitat. Există o problemă legată de transpunerea în presa locală a mesajelor care sunt transmise în cadrul Consiliului Local. Este inadmisibil ca după ce am trecut și am finalizat, am predat o lucrare, să fie predată în condițiile respective. M-am întrebat asta. De ce nu zici nouă puteți ani? Și tata mi-a spus, povestea ta, că zici, stai că scoate pe bunicul din posibil. Păi, stai, nu e așa. De acolo încolo, pe orice lucrare, pe orice, ne-am făcut și am scris pentru voce am putut. Eu ridic pălăria în fața domnului Man, în sensul că a pornit niște proiecte și este ok. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. O nouă emisiune despre sport. Încet, încet o să tind să mă specializez și eu pe domeniul ăsta al sportului, în special pe partea de fotbal. Deși se spune câteodată că la politică și la fotbal și la femei uneori se pricepe toată lumea. Astăzi vorbim despre cum e pregătită CSM pentru un nou meci acasă, cu invitații din această seară, directorul sportiv Sergiu Bodea. Bună seara, bine ați venit. Bună seara. Domnul Vasile Șleam, antrenor de portari, scrie din aici pe burtieră. Bună seara. Bună seara, bine m-am găsit. Și avem și unul dintre jucători, mijlocaș central, Florin Fizeșan. Bună seara. Bună seara, bine v-am găsit. Sergiu Bodea, directorul sportiv, cum spune funcția de la CSM Sighet. O primă întrebare, hai să spunem prima și cea mai dură. Ce s-a întâmplat la Miercurea Ciuc? De ce a pierdut CSM Sighet? Ce să vă zic acum, după un meci în care l-am dominat de la un capăt la altul, ne-au dat un gol pe contraatac. Sigur, cei care nu l-au văzut o să spună că întotdeauna așa e. Meciul a fost dominat de către cei care dau justificarea. Dacă e adevărat sau nu, o pot spune doar cei care au fost acolo. Cred că am demonstrat într-un an de zile și primele două etape, sau cel puțin meciul de acasă, că echipa noastră a dominat meciul de la un cap la altul. Exact același lucru s-a întâmplat și în deplasare. Asta se poate putem spune cu certitudine și de cei doi invitați care sunt lângă mine. Din păcate a fost un meci cu nivel destul de ridicat pentru Liga 3-a. Am întâlnit o echipă incomodă, ca Miercurea Ciuc. O echipă care, vorba domnului antrenor Ilieș Robert, care a și jucat, i-au jucat cu sufletul și ne-au jucat din talent, să zic așa. Și s-a văzut rezultatul până la urmă. Dar sper să trecem cu bine peste acest rezultat negativ, să zic așa, și să câștigăm sâmbătă ca să putem să ne recâștigăm încrederea și să ne batem de la egal la egal cu orice echipă care o întâlnim într-un viitor apropiat. Spunea că golul a fost pe contraatac. Pe contraatac. Ce s-a întâmplat? Posesia echipei noastre, am atacat noi, s-a pierdut mingea, o greșeală defensivă în care am luat gol. Sperăm să nu se mai întâmple. Da, a fost un gol, să spunem, surprinzător, așa, pentru jucător sau... Dacă fiind pe contraatac, normal a fost surprinzător și pentru noi și cât și pentru ei, pentru că s-a derulat faza destul de repede, au ajuns la poartă într-un nivel destul de ridicat și rapid și ne-au surprins și ne-au dat gol. Ați analizat meciul după la rece, ca să spunem așa, cine a greșit, unde există o verigă slabă sau unde a fost neatenția mai mult? Greșelile de la cel care a pierdut mingea până la cel care n-a stat bine în tren, dar s-a făcut o analiză din care sper să ieșim cu bine în meciurile care urmează. Să nu se mai întâmple aceleași greșeli pe care le-am avut până acum. Dar cum vă pregătiți în perioada aceasta de la un meci la altul? Urmează un meci acasă cu Odorheiu Secuiesc. Nici acela, să spunem, nu va fi un meci foarte ușor până la urmă. Pentru noi, pentru CSM Sighet de Marmației, fiecare meci este greu, pentru că am întâlnit și acum la Miercurea Ciuc cu echipă foarte incomodă, deoarece, vă spun, au stat pe două linii, noi am încercat
am pasat și am încercat să ajung în fața porții, am ajuns de 2-3 ori, am avut ocazii foarte mari. Dar toată lumea când joacă cu Secretul Mărmației, parcă ar juca cu Steaua București. Se apără, joacă pe contraatac. În top 5 anul, campionatul trecut până la urmă, nu? Da. Și toată lumea știe că tragem la promovare, dar de fapt noi avem o echipă în construcție, cu toate că am declarat că vrem. Normal, dacă te înscrii un campionat, normal să vrei locul 1-2, adică locul 1. Dar noi vrem să facem, să alcătuim o echipă cât mai bună și la sfârșitul campionatului, dacă într-adevăr vom fi pe locul 1, ne vom trage la o parte pentru acest obiectiv. Vrem să facem o echipă cât mai bună, să câștigăm fiecare meci și să adunăm cât mai multe puncte. Asta, până la urmă, și-o dorim să cuiesc. Toată lumea a început să ne înjure că... Da, cu cine vă bateți până la urmă în acest campionat, să spunem, pentru primele locuri și de ce nu chiar și pentru promovare? Cu Luceafăr Oradea și cu Unirea Jucu, părerea mea. Cu toate că Jucu a avut un început de campionat destul de modern, dar până la urmă mai sunt etape de jucat și vom vedea ce se va întâmpla la sfârșitul campionatului în 28 mai. Florin Fizeșan, ai jucat la Mircea Ciuc? Da, am jucat. Și cum a fost jocul? Ne poți spune chiar tu care ai fost în teren. A fost un joc, cum a zis Sergiu, dominat de la un capăt la altul. Am avut posesie, am avut mingea majoritatea timpului. Ne-au lipsit ocaziile clare. Și am luat un gol pe un contraatac. Ratări a fost? Ocazii la poartă? Am avut 2-3 situații bune de a marca. Au fost. Care atmosfera acum după ce până la urmă în deplasare, iată, a fost înfrângere, dar acasă în general CSM Sighet a câștigat. Mi-amintesc că doar dacă greșesc să mă corectez, Sergiu, doar cu Baia Mare s-a pierdut, nu? Cu Baia Mare și cu Gir. Ultimele două meciuri de acasă. Asta a fost, să spunem, oboseală de la finalul campionatului, au spus unii, alții au încercat să facă altă explicație. Noi am încercat, am trecut să facem din imposibil posibil, adică să tragem până ultima etapă la promovare, că de fapt noi ne-am dorit să-i facem pe acești suporteri minunați de la Secretul Mărmației să-i încântăm cu o promovare, chiar din primul an. Nu am reușit, acum sperăm anul acesta să nu-i dezamăgim, ca să jucăm de la meci la meci mai bine, să nu uităm că avem 14 jucători noi în lot. Avem o echipă foarte tânără, foarte, foarte tânără. Ce înseamnă foarte tânără, comparativ cu cei pe care telespectatorii au văzut perindându-se în fiecare luni și aici? Să vă zic că avem jucători de la 17 ani, care sunt la școală, i-am transferat aici la Secretul Mărmației, până Pistol, ce are 28 de ani, Fizeșan are 24 de ani, Bucur Olimpiu, restul toți au 18-19 ani, 20 de ani. Ne-am asta pe o echipă tânără, valoroasă, sunt la început de drum. Cât ați păstrat din vechiul lot? Să vă spun exact, 7 jucători. Și de ce? Pentru că... Sunt cei mai valoroși jucători care au în acea echipă, care meritau să rămână? Da, urmează, tot timpul urmează un ciclu care trebuie schimbat. Mentalitatea contează foarte mult. Dacă ești pregătit pentru lupta pe care o ai, campionatul care urmează. Am înțeles, dar de ce acești 7 și nu alții 7? Deci de ce poate și nominalizez jucătorii care au rămas? De exemplu, dau un exemplu. Paul Păcurar a plecat la FC Baia Mare. Care este un cel mai bun jucător de la FC Baia Mare astăzi? Care joacă într-o ligă superioară. Da, meci de meci, într-o ligă superioară. Nu poți, adică, i-am avut discuții cu el în iarnă, că l-am adus la echipă. I-am zis, hai, ajută-ne să promovăm anul acesta, dacă nu promovăm, ești liber să pleci. Dacă ai oferte la echipă superioară, de la un nivel superior. El a avut 4 oferte, până la urmă a lăsat să plece de la Baia Mare, a fost alegerea lui și bravo lui. Asta a fost un exemplu. Traore la fel. La fel a fost și înțelegerea cu el. Uite, hai la Sighet, dacă o să ai o ofertă să pleci mai departe, poți să pleci fără nicio pretenție financiară. Și să vă spun, Sighetul Mărmației, după primul an, au dat 3-4 jucători, 5 jucători la divizia B. Gen Nogos Alif, gen Roatiș la Olimpia, gen Paul Păcurar, gen Traore, care pleacă la divizia B și joacă la divizia B după primul an. Sperăm ca chiar și în acest an, sperăm să promovăm noi și să ținem jucătorii care vor fi de bază, pentru că divizia B și divizia C nu este o diferență, e chestia de mentalitate. Adică să vrei. Și azi la divizia C nu sunt jucători care sau echipe care să spui, da, sunt favorite. Nu există favorit. Sunt jucători care vor.
Pentru că asta a demonstrat și Mircea Ciuca meciul trecut. Au vrut, dar din păcate s-a întâmplat cu noi. Pentru că o să vedeți, meciul următoare nu, poate nu au aceeași dăruire. Cu noi au avut o dăruire superioară, nu știu din ce cauză, dar și-au dat viața pe teren. Trehei au ieșit până într-un 70 cu întinderi musculare, care poate 2-3 meciuri nu vor mai juca. Dar pe bine, unul le-am și spus lor după meci, să nu fie supărați, este o înfrângere, e fotbal, e un sport. Până la urmă, cineva trebuie să piardă și cineva trebuie să câștige, dar nu trebuie să fie supărați pentru că e o singură, e prima luptă care e pierdută. Războiul la final se va trage linia. Domnule Vasile Șleam, antrenor de portari, le spuneam colegilor mei din regie în momentul în care titrau numele și funcția. Aș spune că e o noutate pentru CSM Sighet în acest campionat. Nu. A mai fost și campionatul trecut? Da. Ce face un antrenor de portari până la urmă? După nume ar trebui să antreneze doar portarii, dar mă gândesc că totuși activitatea e ceva mai largă. Exact asta face, antrenează portarii. Bineînțeles, mai sunt și alte activități pe lângă pe care le facem. Și chiar de organizare. De organizare, de monitorizarea anumitor jucători din timpul meciului, adversari sau jucătorii noștri, ce anume fac bine, ce anume fac rău, tot felul de astfel de lucruri. Ce înseamnă să fii antrenor de portari? Cum e, să spunem, mai diferit decât antrenorul, să spunem, principal pe care îl are o echipă? Jocul portarului în special într-o echipă de fotbal este, se poate spune, un sport individual într-un sport de echipă. Deci jocul portarului este altfel decât jocul jucătorilor, datorită faptului că folosește brațele. Este o responsabilitate foarte mare, de aceea jucătorii care activează pe asemenea posturi au o presiune psihică destul de mare pe parcursul unui joc de fotbal, datorită faptului că mingea nu se află la ei tot timpul, plus responsabilitatea apărării spațiului porții. Cum a mai zis și Sergiu, vă pot spune că în compartimentul portarilor de la CSM Sighetul Marmației sunt doar juniori. Deci avem 4 portari care sunt juniori, ceea ce este un lucru îndrăzneț, pot să spun așa. Este responsabilitate mare și să lași poarta pe seama unor copii, care încă sunt copii, e un lucru îndrăzneț. Pe de altă parte, am putea să privim și cealaltă parte a lucrurilor, și anume faptul că sunt foarte tineri, până la urmă poate au și mai multă energie și mai multă dăruire de a demonstra că se poate, da, și bineînțeles, sunt mai buni decât adversarul. Avem jucători, titularul care este în acest moment, Răzvan Began, este în vederile lotului național. Ceilalți la fel, sunt și ei jucători care au crescut și pe lângă loturi și pe lângă loturi puternice de fotbal din România. Așadar, eu zic că CSM Sighetul Marmației are la nivelul compartimentului de portari, jucători de perspectivă și jucători buni. Florin Fizeșan spunea că ai jucat în meciul cu Miercurea Ciuc. Cum vă pregătiți pentru meciul acesta cu Odorhei Secuiesc? Ce v-a spus antrenorul? Cum vă motivează el și mai ales ce motivație aveți voi în echipă în general? Că bănuiesc că ai vorbit cu colegii tăi. După meci vă dați seama că am fost supărați, toată echipa. A trecut weekend-ul, am început o săptămână nouă și ne așteaptă un meci foarte greu. De aceea ne-am pregătit foarte bine, am uitat înfrângerea de la Miercurea Ciuc și sperăm să facem o figură frumoasă sâmbătă. Să batem, să rămânem în fruntea clasamentului. Să putem ataca promovarea. Ăsta este obiectivul și... Da, sunteți conștienți de faptul ăsta că, până la urmă, după ce campionatul trecut, toată lumea era aproape sigură că se va promova. Pe ultima 100 de metri s-a pierdut, să spunem. Acum, cu atât mai mult, unii sunt așa într-o expectativă. Dacă va fi sau nu va fi, până la urmă, promovarea o miză pentru CSM Sighet. Voi, ca și jucători, sunteți conștienți de faptul ăsta că se așteaptă de la voi un rezultat maxim, cum ar fi cel al promovării? Eu, când am venit la Sighet, am venit cu gândul promovării, altfel nu veneam. Cum a zis Sergiu, de la Liga 2, Liga 3, e același nivel aproximativ, decât că e Liga 2 și Liga 3, dar având în vedere echipa care o avem și ce am găsit eu aici, condiții și
Asta este toate lucrurile pentru a promova. Trebuie să demonstrezi pe teren în primul rând și apoi... Da, Sergiu, ajută-mă și tu cu un răspuns la această întrebare. Este, să spunem, până la urmă, echipa, antrenorul, toți cei care activează în cadrul CSM Sighet, până la urmă, sunt toți pregătiți, da, suntem pentru pregătiți. Promovare și convinși că anul acesta chiar trebuie să se promoveze. Suntem pregătiți și suntem convinși. Urmează să demonstrăm pe teren, pentru că vorbele știți cum e, știți cum sunt de fapt. Dar suntem pregătiți, vă spun, suntem pregătiți și mă bucur că avem o echipă tânără. Sperăm să ne îndeplinim obiectivul și să facem din acest lot ca să putem să menținem mai departe și dacă promovăm să menținem acești jucători. Pentru că sunt jucători de valoroși, cum a spus și Puiu. Da, e un lot care e pregătit să promoveze, adică în momentul în care ați selectat acești jucători, iată, foarte tineri, sunt ei selectați în așa fel încât să dea randamentul maxim pentru o promovare și să joace pentru promovare. Dacă li s-a spus că, până la urmă, miza anul acesta, asta e, să promovăm. Dacă nu promovăm, până la urmă, se poate desfința și echipa, că deja am încercat de prea multe ori. Da, dar nu putem, nu e normal să discutăm despre desfințarea echipei atât timp cât tu ai un proiect de 2 ani de zile și discutăm despre desfințarea echipei. Nu, este greșit. Nu discutăm despre asta. Spuneam că până la urmă s-ar putea să nu mai aibă rost să meargă în continuare. Au existat și atâtea discuții de ce se sprijină atât de mult fotbalul în Sighet și nu și alte ramuri sportive. Bun. Și explicația a fost că sunt foarte mulți suporteri care vin la stadion și își doresc ca fenomenul fotbalistic din Sighet să reînvie așa cum era în trecut. Dar de ce nu avem răbdare ca alte cluburi, de exemplu? Hai să luăm exemplu Dortmund. A fost un pas de faliment și acum în Champions League. Vorbești despre altă țară, atenție. Deci să nu... Comparațiile astea sunt destul de grele. Ok, au un proiect sănătos. Despre asta vorbim. Noi în România e foarte greu să găsim un proiect sănătos, adică unde să ne axăm un proiect de 3-5 ani de zile. Da, noi vrem de pe azi pe mâine, ceea ce e foarte greu să îndeplinim chestia respectivă. Dar, cum m-ați întrebat, avem un lot ca să tragem la promovare. Asta vreau să aflu. Da, avem un lot ca să tragem la promovare. Pentru că lotul, deși e tânăr, nu înseamnă că nu poate să facă o performanță dacă mai deosebită față de cea de anul trecut. Corect. Dacă l-am ales, înseamnă că avem, suntem toți răspunzători, inclusiv eu, antrenorii și jucătorii, pentru acest proiect. Răspunzători în sensul pozitiv, nu negativ. Când ar trebui să se încheie, până la urmă, campionatul anul acesta? Vă spun, pe 20... Vorbim de tur sau de retur? Tur-retur, să spunem, finalul. Deci pe tur se va termina pe 21 noiembrie, va fi ultimul meci acasă cu Dălău și se va lua vacanță. Și după aia va fi pe 28 mai. 28 mai, asta înseamnă că la sfârșitul lunii mai aflăm dacă CSM Sighet a promovat sau nu. Da, da. Asta ar fi... Vreau să le mulțumesc suporterilor pentru sprijinul care l-am avut la meci cu Reghin. Totuși pe o vreme destul de urâtă. Acus două meci, da? Dar am rămas surprins plăcut pentru că am întâlnit aproape 1000 de spectatori în tribune. Ceea ce, sincer, să fiu o asemenea vreme, să fiu 1000 de spectatori, înseamnă că sunt alături de noi. Eu personal le mulțumesc pentru sprijinul pe care îl o dovadă că sighetenii vă sprijină trup și suflet și până la urmă chiar și cu, să spunem, acel bilet care, cât e costul sau acum, 5 lei? 5 lei, da. A rămas 5 lei, da? În urma discuției pe care le-am avut cu partea administrativă, cu oamenii care decid la club, chiar am rămas surprins plăcut și le-am spus că dacă să dea Dumnezeu să ne îndeplinim obiectivul, să putem să-i îmbucurăm cu Divizia B, pentru că la noi, cum și la Divizia C, suntem peste toate cluburile din Divizia C, ca și spectatori. Așa vom fi și la Divizia B. Va fi o surpriză foarte plăcută și mă bucur mult pentru că am reușit să le oferim o bucurie acum două săptămâni. Îmi pare rău pentru dezamăgirea de sâmbătă, de vineri, pardon, sper să nu se mai repete și să fie alături de noi la meciul care urmează cu... Meciul care urmează este sâmbătă de la ora 17 cu Odorheiu Secuiesc. Da. Un meci care, ca toate celelalte, ar trebui să fie... să spunem, în care se dă și sufletul din voi pentru a câștiga. Sunt convins că și tu stai pe marginea peluzei acolo și întotdeauna ești foarte, să spunem, emoționat sau ești plin este o pasiune. De energie. Fotbalul este o pasiune. Cine spune că nu are sentiment față de... Adică nu ai trăiri. Sportul e o trăire. Și astăzi, sportul în România, adică fotbalul vorbesc, și indiferent de ce ramură vorbim, este sacrificiu.
ai sacrificiu rezultat. Ai vorbit și cu antrenorul, nu l-avem astăzi în platou, dar sunt convins că ați purtat o discuție și simte și el care e starea echipei și care sunt așteptările de la viitoarele meciuri și în special de la meciurile de acasă, când dacă pierzi acasă, deja e chiar o mare problemă. Michele a fost dezamăgit, i-am spus, adică el știe prea bine că lucra la un nivel ridicat, nu doar la divizia C și asta spune că lucra la nivel de champion. A fost supărat pentru că, și mai mult dezamăgit, că având noi jocul în mână și controlându-l de la un cap la altul, am luat un gol, adică nu ne așteptam, a fost o fază care nu anunța nimica. Dar până la urmă, i-am spus, e un... poate e un început ca să ajungem, să ajungem sus. Eu i-am transmis că nu fie supărat pentru că trebuie să muncim, trebuie să transmitem băieților ideile pozitive, ducele negative și sunt fer convins că băieții vor înțelege că ce au de făcut la Sighetul Marmației și vor fi apreciați. Pentru că spectatorii, pentru mine, factorul numărul 1 la acest oraș, la acest proiect, sunt spectatorii. Ei dau ora exactă, adică dacă vin la stadion înseamnă că muncești și îți faci treaba. Dacă nu vin la stadion, înseamnă că nu suntem noi în regulă. Și trebuie să le oferim aspecte plăcute ca să aducem nu doar 1000, 2000, să zicem cât mai mult spectatori. Avem și întrebări de la telespectatori. Vă întreabă un telespectator dacă e echipa aptă 100% pentru meciul cu Odorheiu Secuiesc, da. Există cartonașe galbene, suspendați, avem un suspendat. Roghina a luat 2 etape după meciul de acasă cu Reghin. Avem accidentați pe Bucur Olimpiu, care a suferit o accidentare acum ultimul meci. A fost un meci foarte dur, foarte, foarte dur. Și mai avem accidentat pe BD Adrian, care a adus o problemă la doctor. Asta înseamnă că nu intrați, să spunem, chiar cu lotul... Nu. Nu, tot lotul este valoros. Indiferent. Nu valoros. Mă refer ca și capacitatea de a juca. Nu, că valoarea o vor dovedi probabil la finalul de campionat. Corect. Cei care intră trebuie să demonstreze că au valoarea celorlalți care lipsesc. A studiat echipa adversă? Cum a jucat până acum? Ne-am luat informații. Ne-am luat informații despre ei. Atât domnul Puiu și eu și este Michele și promovată. Și Fize, adică toți jucătorii care ăsta am încercat să ne luăm, la fiecare meci încercăm să ne luăm niște informații. Ideea e că știți cum e la divizia C, chiar la așa divizia astăzi, la un meci nu se compară un meci cu altul. Mai e o întrebare pentru domnul Șleam de data asta, cum selectați sportarii pentru fiecare meci? Cred că e de fapt pentru antrenorul principal, dar aveți și noastră informațiile. După cum au evoluat la meciul dinainte, după cum răspund la pregătire în ciclu săptămânal, acestea sunt după starea de sănătate, acestea sunt principiile de selecție pentru meci. Vremea se anunță bună pentru sâmbătă, așadar s-ar putea să jucați pe caniculă, Florin, și asta înseamnă că va fi mai multă transpirație. Când jucați voi, când e mai bine? Să fie așa o temperatură, nici prea cald, nici prea rece, bănuiesc. Asta ar fi varianta ideală. Dar nu întotdeauna e rețeta de succes, nu? Da, da, într-adevăr, e mai plăcut să joci așa când e răcoare. Bine, dacă se anunță vreme bună, e bine pentru noi, că o să vină suporterii la meci. Exact, asta vreau să spun. S-ar putea să fie cald și afară, dar s-ar putea să fie, să spunem, multă înflăcărare și din partea suporterilor care vor fi pe stadion. TV Sighet a fost alături de voi și de această dată și a promovat și promovează meciurile de acasă pe care voi le aveți aici și sperăm să fie într-un ceas bun și cu victorie. Deși, după experiența pe care am avut-o personal cu CSM Sighet în campionatul trecut, eu am spus în felul următor. Decât să fie victorie după victorie și să fac emisiuni în care sau știri colegii mei că e victorie după victorie pentru CSM și pe ultima 100 de metri să dăm înfrângere, prefer să pierdeți în prima jumătate și să câștigați în cea de-a doua și până la urmă să promovați, deși asta e un pic mai complicat, înțeleg, din punct de vedere al cifrelor, da. Și trebuie să fiți cât mai sus în clasament. Sergiu, vă mulțumesc foarte mult și ție și domnului Șleam și lui Florin pentru prezență aici. Vă doresc și eu mult succes. Sunt convins că alături de voi sunt în fiecare la fiecare meci și acolo pe stadion Sighetenii și o să fie și sâmbătă la meciul care începe la ora 17 cu Odorheiu Secuiesc. Cam atât pentru prima parte a emisiunii Sighetul de azi, cam atât cu sportul. În partea a doua ne întâlnim cu promisiunile care vin din partea administrației județene și o să vedeți despre ce e vorba, rămâneți cu noi.